Un moldovean s-a pornit în Germania cu trei arme pneumatice nedeclarate ascunse în mașină. Totul a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la postul vamalele Ușeni. În jurul orei 22, bărbatul de 43 de ani s-a prezentat în vamă pentru a ieși din țară și a optat pentru coridorul verde, destinat persoanelor care nu au nimic de declarat. Totuși, oamenii lege au decis să verifice mai atent mașina și nu au dat greș. Într-o geantă cu bunuri personale vamii și au depistat mai multe piese auto dar și trei arme pneumatice, care potrivit legii trebuie obligatoriu să fie declarate la vamă. Prin urmare, cele trei arme au fost ridicate pentru efectuarea expertizelor, iar pe numele bărbatului a fost întocmit un proces verbal pentru trafic ilegal de bunuri și risc amendă de până la 4500 de lei.